Iorga se află în continuare în spital. Soția lui se roagă mereu ca el să se facă bine. Leo Iorga a ajuns la spital în urmă cu o săptămână, după ce fiul lui a chemat ambulanța acasă. Artistul luptă de 8 ani cu cancerul și a fost operat la picior în urmă cu doar câteva luni. Din păcate, starea lui nu este atât de bună pe cât și-ar dori familia. Din spital, soția lui a făcut mărturisiri sfâșietoare. A revenit o pneumonie care credeam că s-a stins, din august o facuse, când s-a operat la picior. De atunci el n-a mai putut să meargă. Am început voiajul prin spitale, să spunem, la urgente, la Marius Nasta, Sfântul Luca. Din 12 august am umblat numai prin spitale. Ca să se recupereze a făcut și o radioterapie pentru că boala asta a ajuns la nivelul partii osoase, la picior. De asta s-a și operat la picior ca să poată să meargă, i-a montat o tija, a avut ghilionul de a face pneumonie. De atunci nu a mai mers, din acest motiv a apărut și la spectacol, pe scenă, în carucior, la Arenele Romane. A fost un spectacol foarte mare și a mers și el pe scenă la ultima piesă pe care au cantat-o împreună. A cantat cum a putut că are oxigenarea slabută, având o boală a respirației, virgulă, a povestit Paula Iorga, soția lui Leo Iorga, pentru Ciao. Mă rog să mai trăiască, punct eu. Iau niște calmante și spun rugăciuni. A s-a răzist. Se spune că la Domnul totul este posibil și mă rog pentru sănătatea lui, pentru putere. Puterea lui este și puterea mea, a noastră. Mă rog pentru puterea și sănătatea personalului medical. Mă rog ca Leo să poată să mai trăiască și să mai cante. Un pic. Asta este ceea ce iubea cel mai mult să facă, virgulă, a mai declarat soția lui Leo Iorga.